Sunt întrebat 12 întrebări de domnul director Petru și Chirdan de la gazetele domniei sale din Râmnicu Vâlcea. Vreau să spun că cetățean de onoare al orașului Râmnicu Vâlcea a fost o bucurie nesperată pentru că orașul trecea printr-o fel de tranziție agresivă. Am fost fericit după Gabriel Ilicianu și Virgilie Runca, unchiul meu pe care nu l-am cunoscut niciodată, figuram și eu pe zidurile primăriei ca cetățean de onoare. Am ajutat Râmnicu în sensul cultural. Și a doua întrebare, nu vreau să uit că lângă cetățenia de onoare a Râmnicului, mă întrebați de cetățenia de onoare cu prietenii noștri hurezenii. Eu îi iubesc din tot sufletul. Eu, fără Horez, nu puteam interpreta pe Bram Stoker. Era imposibil. Horezul are niște lucruri stranii care și acum adospesc în mine. Nu știe nimeni ce înseamnă Horez. Niciun lingvist nu e în stare la toți. Toți sunt timiși. Iată cum iubesc Horezul. Vă spun, este dificil. Hurez este cuvânt autohton antic. Este o specie de cucuvea sau buhniță la vechii greci care se numește hurez. Este o cucuvea mai micuță, este socotită în popor pasăre de noapte, exact, ucide numai animale micuțe în frunte cu șoarecii. El, în comparație cu alte păsări, nu cântă. De aceea, Hurez, când vorbim de el, mănăstirea Hurez, ce înseamnă? Iată un cuvânt străvechi pe care este, de fapt, o onomatopeie lângă Sibiu. Hura! Hura! Venea șoava, șoimul, și ataca puii de găină sau păsările mici, turturica, porumbeii. Acest hura e trecut în dicționarul enciclopedic român fără să se spună nimic despre el. De la acest hura vine Hurez și Hurez la sfârșit. Brâncoveanu, când a ales această mănăstire colosală, mănăstirea Hurez, el s-a gândit la cantoarea, discreția, lumea tăinuită a Olteniei subcarpatică. Dacă nu te împrietenești cu păstorii, spre exemplu, sau cu lemnarii, cu cei care sculptează și pictează, nu poți fi prieten cu ei. Interpretarea mea ajunsă până la Bram Stoker este că există părți umbroase catifelate în sufletul omenesc care nu sunt întotdeauna negative. În acest context, aș vrea să mai amintesc un singur lucru legat de Hurezul și de Vâlcea. Am scris Ieșirea la mare despre Sfântul nostru de la Maglavit pentru că eu a trebuit să fac un reportaj despre irigațiile englezilor la Plenița, la Dăbuleni și la Maglavit. Acolo l-am cunoscut pe Petrache Lupu, am dormit la el 4 zile, mi-a dat documente, mi-a dat scrisori și fotografii și în felul acesta am putut să fac Ieșirea la mare. Editorul meu de atunci, Vasile Igna, poet remarcabil, până anul trecut ambasadorul României la Berna, mi-a luat o expresie din dăuntul romanului care să arate dragostea oamenilor față de Petrache. Comuniști, activiști, râdeau de el. În frunte cu savantul Marinescu, care credea că este nebun. Să mai gândea dacă nu cumva este idiot. Niște cunoscuți ziariști pe care i-am văzut eu la Tel Aviv într-o excursie a mea pentru Biblie, Alexandru Păstorescu Schafferman și încă unul, Marius Mircu, s-au dus la Maglavit dintr-o dragoste biblică să vadă ce se întâmplă. Mai coboară Dumnezeu pe pământ, mai vorbește oamenii cu el, mai vorbesc cu oamenii cu el și el cu lumea sau s-a distanțat Dumnezeu definitiv.
Marius Bircu și celălalt, Păstorescu și Aferman, aveau aproape 90 de ani. Ei au scris în favoarea lui Petrache Lupu. Ei au spus că este un slujitor primitiv al lui Dumnezeu, este un fel de sfânt care are viziuni și ca atare l-au lăudat. N-a trecut un an și a început al doilea război mondial. Petrache vorbea despre faptul că noaptea, când deschide pâinea și dimineața, găsește sânge și urme de cuțit, fără ca pâinea să fi fost tăiată. A venit al doilea război mondial, abia acum, după Revoluție, se crede că au avut dreptate cei care l-au crezut pe Petrache. O fotografie celebră, făcută la Turnul Severin, arată pe Dumnezeu curgându-i barba până la pământ și Petrache micuț vorbind cu el, Emanuel. Este colosal. Atunci eu am făcut ieșirea la mare cu aerul acesta, că este o amenințare în aer, că este o psihoză și în felul acesta iarăși mă întorceam la Vâlcea și la Orez, unde au fost orașele mele între copilărie și adolescență. Sunt întrebat de asemenea, de ce am fost numit? Aproape că am răspuns. Am ajutat foarte mulți tineri la Râmnic, din Râmnic au scos cărți la Cluj. Am lansat expoziții. Nu există vâlcean care venind la Cluj să nu fi fost ajutat. Este adevărat, dar niciodată nu m-am așteptat să mă laude sau să îmi poarte cineva recunoștință. Am avut și necazuri în care mi-am amintit de proverbele românilor, unde apare cocoșul de orez, mi-am amintit de două proverbe în care ți se pare că ai crescut șerpișor la sân sau pe cine nu lasă să moară, nu te lasă să trăiești. Sunt întrebat de asemenea de o prin... Eu în Transilvania am luat foarte multe lucruri de la sași, de la unguri, de la evrei, pe lângă românii remarcabili care au fost șefii mei în frunte cu Dumitru Radu Popescu, regretatul scriitor. El era născut din mama și tata la Oradea, dar acolo au fost trimiși ca învățători Traian Popescu și mama lui Dere Popescu. Și atunci el a făcut copilăriile în Oltenia, pe malul Dunării, ca să poată să înțeleagă că el simțea în el sentimentul de prozator. Acest prozator s-a trezit în mine la Horezu, când scriam poezii, sus la grădinile Grozea și ocolul Silvic, trecea pe lângă mine un tren micuț, o mocăniță, încărcată cu cherestea sau cu cărbune, cu diverse lucruri negustorești ale ciobanilor, în drum spre Costești. Ritmul mocăniței, mersul ei, munca neîntreruptă a oamenilor. Te puteai sui în ea să culești mere în măr și după aceea să urci în ea. Această mocăniță a dispărut. Și pentru asta iubesc orezul și sunt întrebat. Probabil că și la sfârșitul vieții mi-ar plăcea să fac o călătorie dacă voi mai putea. Dar înainte de Râmnicul Vâlcea. Printre prietenii aceștia care i-am avut extrem de serioși, este compozitorul ungur de origine săsească, Peter Wenzel, alții spun în dicționare de origine cehă. Peter Wenzel, compozitor absolut excepțional, care a scris o piesă, un fel de oratoriu închinat lui Matei Corvin, care se numea Matei Corvinus Matias Corvinus Verpadon, pe la spânzurătoare, din cauza unei dragoste pierdute. De asemenea, datorită influenței pe care o au gazetele vâlcene
ale domnului Cichirdan s-a jucat, s-a cântat la Râmnicu Vâlcea, la teatrul Anton Pan, o piesă, un fel de music hall pe un balet al unui austriac, pe câte am înțeles, scrisă de Peter Wenzel, scrisă muzicală. De asemenea, Peter Wenzel a dorit să facă din piesa mea, Regina Iocasta, a dorit să facă un fel de imitație după Jesus Christus Superstar. A scris o jumătate de oră, am ascultat cu el o jumătate de oră la el în birou și s-a îmbolnăvit grav, a fost operat de pancreatită și activitatea lui nu mai este aceeași cu cea care a fost înainte. Practic, este și actor, este și cântăreț la operă, acolo în Horezu, la Teatrul Maghiar de Stat. Un prieten straniu pe care l-am cunoscut pe lângă gazetarii vâlcenii este Cristian Buricea Milnarcic. Un om slăbuț, extraordinar de inteligent, cu care m-am împrietenit pentru faptul că era traducător din rusă. Noi avem față de mari artiști ruși o admirație nesfârșită. A tradus mici piese pentru copii de Tolstoi. A tradus povestiri și nuvele de Leonid Andreev, care fiind scriitor aristocrat, filmând personal cu aparate cumpărate de el la Sankt Petersburg, Dracula al lui Bram Stoker și portretul lui Dorian Gray al lui Bram Stoker. Foarte ciudat. El tradusese din Cehov mici piese care mergeau într-un act la diverse teatre. Cristian Buricea trăia mama lui la Râmnicu Vâlcea, pe care am cunoscut-o, și deodată m-am pomenit cu el că are un curs pe lângă profesorul Ion Vardic la noul institut de teatru de pe lângă filologie. Însă și filologia se numește acum litere. După Revoluție au apărut mai multe schimbări de instituții fără sensuri profunde. De aceea, vă spun, îi păstrez o amintire extraordinară. S-a îmbolnăvit și a murit tot de pancreatită. Dar mi-amintesc, cred că era de origine ruteană, adică ucrainian, dar era un român excelent. A predat, a trăit la Cluj, primise un apartament în chirie de la facultate și brusc a încetat din viață. Și spre părerea noastră de rău. O altă întrebare care mi se pune este: de ce a refuzat UNESCO până acum o lună titularizarea marilor temple de la Târgu Jiu în regimul mondial UNESCO, unde noi mai avem Voronețul, avem foarte multe, avem acum drumurile romane, au fost integrate deja. Eu am fost pe fază și am văzut. Apăreau indivizi care se dădeau specialiști și care spuneau că dumneavoastră ați rupt și ați ars, cine este proprietarul coloanei? Cine este proprietarul mesei tăcerii? Nu e cumva biserica proprietara? Nu e cumva... Brâncuș a lăsat semnătură. Dăruiesc orașului Târgu Jiu. A lăsat semnătură că el nu a fost retribuit, că este un dar dumnezeiesc din inima lui. Lucrurile acestea nu se poate să nu te uluiască. Aceasta s-a întâmplat în timpul lui Dan Haulică. Nu se reproșa că nu se completează odată definitiv actele. Actele de proprietate, ingineria, acolo este și un arhitect german peisagist care a făcut tot ce e în jurul coloanei. A venit de la New York un român care era celebru prin faptul că ținea cronici în New York Times, caricaturiza anumiți politicieni, se numea Eugen Mihăiescu.
A venit el în locul lui Dan Haurică, nici el n-a reușit. Abia sub domnul Adrian Cioroianu s-au mișcat actele. Când domnul Cioroianu a revenit la București, actele s-au mișcat către definitivarea, titularizarea monumentului, care este socotit cel mai celebru monument din lume în ceea ce privește secolul 20. Există fraze care te uluiesc și e de mirare că și cei care examinau. Examinarea la UNESCO a fost întortocheată și suspectă. Chiar dacă nu s-au găsit actele și au fost arse, dosite, ca să nu le ardă comuniștii, să nu le, mă rog, activiștii, să nu le ardă ei, le-au ascuns și nu le-au mai găsit. Dar se știe în popor, în presa vremii, toată această problemă. Cea mai grozavă pentru care eu rog românii să viziteze, am văzut că vizitează, pipăie masa tăcerii, pipăie mângâie, este principiul religios al atingerii. Atingem dragostea noastră cu buzele, cu sprâncenele, cu genele, atingem iubita noastră cu buzele și vine Goethe și spune: poezia este un sărut dat unei femei care e lumea, dar cu săruturi nu se nasc copii. Una din cele mai grozave. Desigur, eu vă spun, mișcarea asta universalistă, audiovizuală, că m-ați întrebat și de viitorul României, lumea se va adapta foarte greu la cei care umblă golași prin fața patriarhiilor, fie că e Belgrad, fie că e Moscova. Vreau să spun că atingerea ca principiu religios este cel mai grozav principiu al tuturor religiilor. Tot astfel este incestul. Dragostea dintre mamă și fiu, dintre tată și fiică. Pentru asta am scris Regina Iocasta, care a fost tradusă în 7 limbi, jucată la Grenoble, Avignon și Marsilia. La Marsilia, când am fost, am întâlnit un consul român din Râmnicu Vâlcea. Nu mai știu cum se numește, preoteasa. Un nume, un bărbat foarte frumos, foarte descurcăreț, făcea parte din partidul de guvernământ. Vreau să spun că Regina Iocasta, ca mit, există și în folclorul românesc. Se numește Povestea Stâncuței. Este originară de la Dunăre și este vorba de o mamă care a trăit cu fiul ei și după aceea împreună amândoi s-au spânzurat. Incestul în lumea religioasă severă nu este aprobat. Se pun acum întrebări dacă pe lângă libertatea sexuală nu cumva e bună libertatea incestului. Niciodată. Trebuie să spun, niciodată. Avem alte secte religioase care au aer de violență față de credințele toate, nu numai creștine. Deci cu UNESCO v-am povestit. Până la urmă, Adrian Cioroianu e personalitatea care a reușit acest lucru. N-a fost de glumă. Să amâi cel mai celebru monument al Europei, despre care un american a spus: templele de la Târgu Jiu sunt singurile desăvârșiri ale vremurilor moderne care se compară cu coloanele Egiptului antic, ale Greciei și ale Renașterii. Nu este o frază colosală. Mai trebuie să răspund la două întrebări. Constantin Brâncuș a avut o repulsie față de modernism. El aduce sărutul de pe lingura unde este Dragobetele, aduce sărutul în ochii lumii la Paris, în care apare nu numai cubul
apare un singur ochi al băiatului și al fetei, un singur ochi, se merge mai departe către ochiul Poganii, ochiul prințesei X, toată opera lui Brâncuși este pe principiul ochiului care este în geometrie un oval. I-a plăcut ovalul pentru că apare și pe macatele oltenești, mai ales Oltenia subcarpatică. I-a plăcut ovalul și care se vede și la romburile coloanei. Nu i-a plăcut cubul pentru că a spus că stă pe loc, nu are niciun fel de mișcare. Și cercul i s-a părut periculos. Nu poți să-l prinzi de nicăieri. Și atunci el a mers pe o operă personală care, mai târziu, după 1948, se constată că toate motivele vin din lumea de munte a Olteniei. Cupa lui Socrate este cupa de la fârtânile țărănești, de pe lângă pături, unde copiii mergeau cu vitele. Foarte multe lucruri, coloana fără sfârșit, presoarul de vin, că le cumpără el de la un francez bătrân care producea vinuri, presoarul de vin care îl foloseau otenii și unii folosesc și azi, i-a dat ideea să se ocupe de stâlpul caselor înstărite din Oltenia de sub munte. Aceste lucruri sunt astăzi sacre. Toată lumea a observat că el vine, Maiastra, la fel, vine din arealul miturile carpaților. Și atunci el a fost numit, a văzut că Picasso și Marcel Duchamp merg pe deriziune, pe distrugere, pe tabula rasa a artei burgheze. Brâncuși vine cu civilizația țărănească. De aceea James Joyce îl numește păstorul carpaților, iar Jean Cassou îl numește țăranul de la Dunăre. Astea erau expresiile României Mari, expresiile Europei despre România Mare, chiar și când îl pomeneau pe Panaiti Stabi. Brâncuși face această operă bazată pe oval, cu aerul că el îl încântă pe Dumnezeu, postea când cioplea, avea această dragoste, nu primea nicio prietenă în timpul ăsta, era uluitor, postea. Astăzi, dacă spui lucrurile astea, ai impresia că te faci de rușine. Nu este nicio rușine. Constantin Brâncuși a făcut acest efort într-o perioadă când vreo doi gânditori legionari i-au reproșat că epatează pe burghezii din Europa. Nici vorbă de burghezie. El vine din stâlpul carpatic, vine Jean Cassou. Când a murit Brâncuși, directul muzeelor Franței, a zis o vorbă extraordinară. Atelierul lui Brâncuși, unul din cele mai plăcute vizite din lume, care le făceau străinii, mai ales obiectele acelea parcă suflate cu aur, care s-au vândut, au rămas puține, Constantin Brâncuși este omul care a adus panteonul Traciei de la Dunăre și Carpați în Parisul lumii occidentale. Faptul că Jean Cassou, ca străin, născut în Franța, în Britania, Bretanie, este un lucru care dovedește că se cunoștea. Era la modă cuvântul Tracia, nu se vorbea de daci. Brâncuși însuși a avut o obsesie, universalismul. Nici să-l numească trac, nici să-l numească romanic. Cu toate că VG Paleolog, pe care eu l-am cunoscut la Craiova, a spus că el a găsit în diverse texte vechi numele Brâncuși, care însemna cel care muncește cu mâna. Avem și noi cuvântul brâncă. Am atins pe cineva care a căzut în brânci. Branca, cel care muncește cu mâna. El a mers până la cuvinte geniale. Noi când muncim, nu noi muncim, mâna. Mâna este cea care muncește urmărind gândurile și ale mele și ale materiei. În materie era vinișoarele marmurei, în lemn erau vârstele lemnului.
Nu putem spune că fără Brâncuș putem trăi. Nu. Brâncuș este esențial. Trebuie să văd un lucru care se întâmplă și la noi în Râmnicu cu Vâlcii. Lumea îl numește jefuitor pe împăratul Traian, părintele nostru cuceritor. Lumea noastră undeva, categoria a doua, a treia, nu știu ce intelectuali, bănuiesc. Această lume crede că a fost jefuitor Traian și că merită să intre în uitare. Nu este adevărat. Acest lucru nu este real. Și îmi pare rău că până și la Roma s-a discutat într-o noapte și am nimerit canalul ce se întâmplă cu românii. Iată ce spun românii. Că ei sunt autohtoni, că ei sunt autarhici, că ei pot trăi din lucrurile făcute de ei. Este real, dar nu mai este un lucru așa ne-au invadat ungurii. Când s-a observat că noi nu avem arme, noi asistam oaia care naște, noi vedeam lucrurile simple ale vieții noastre. Și vine Mircea Eliade și spune, popoarele năvălitoare care au creat istorie, numim astăzi partea aia a năvălitilor, antichitatea târzie. Acele popoare care ne-au năvălit au văzut că noi nu avem, suntem autarici, cultivăm greu pe care Alexandru Macedon în tinerețe l-a vizitat la Dunăre și greu trecea peste cal și călăreți în înălțimea lui. Sunt două metafore care le-ar trebui să le, scrie, să le știe chiar și oamenii care sunt analfabeți. Iordanes, tracii, dacii trăiesc lipiți de munți, în apropierea munților. Munții sunt Carpații. Am vrut să amintesc această chestiune cu Traian, pentru că am propus ridicarea împreună cu gazetarii de la Râmnic, pe care îi conduce domnul Chichirdan ca director. Am propus, după cetățenia mea de onoare la Râmnic, am propus cu apăsare, cu conștiință încărcată, și vă spun de ce, să fie o lupaică cu copiii Romulus și Remus în centrul Vâlcii, lângă prefectură, unde își amintesc oamenii că ar fi la episcopie, unde mai avem, avem singur Traian pe drumul care duce de la Dunăre la Sibiu, drumul Calea Traiană. S-a tot amânat această problemă, nici măcar răspuns în acte, că noi vrem o lupoaică, Lupa Capitolina, cea mai lăudată sculptură din lume, făcută de etruși, nu de romani, preluată de romani. Propun și la Horezani, îmi place atât de mult Horezul, încât un monument al lupei în centrul orașului, care este calea negustorească a cetățenilor și a elevilor, drumul Bârzoteni-Vaideeni, aș propune oricând copia toate cele 151 de lupoaice capitoline din Transilvania sunt făcute după lupoaica de la Cluj. A la citarii Cluj, Roma Madre, orașului Cluj-Napoca, Roma îi este mamă. Asta vine de la școala ardeleană, de la greco-catolici, de la marii învățați. Deci nu-i de glumă. Și în felul acesta văd o sărăcie de statui. Nu e decât o statuie lupă cu lupaica în fața lui Ovidiu și încă o statuie cu lupaica în grădina icoanei din București. Eu am mers în Transilvania și am vorbit tot timpul despre Horez, tot timpul despre Oltenia, fie că era cea dunăreană cu Petrache Lupu, fie că este cea de munte, cea subcarpatică. Vreau să închei, mă apropii de încheiere, că Horezul este cel care, prin felul în care
m-a invitat în familie, m-a obligat să merg la munci care erau specifice elevilor. Eu am devenit din copil de câmpie, copil de șes, unde la Lăpușata Lădești începe Câmpul Mare, grădinile Bălceștilor, comunele care sunt în jurul Craiovei. E foarte, foarte interesant că eu am devenit în cei 4 ani, parcă ar fi fost 10, am devenit român de munte, cetățean subcarpatic, îndrăgostit de Constantin Brâncuș și de Vlad Țepeș. Pe Vlad Țepeș l-am audiat la ciobani, pe Brâncuș l-am descoperit prin excursii. E foarte important să știe și hurezanii și vâlcenii acest lucru. Mai există o întrebare. Deci, cu modernismul e vizibil astăzi. Tot ce s-a făcut în modernism, mă refer la avantgardă, în frunte cu Braque, Picasso, Marcel Duchamp, Victor Brauner, nu are vânzările așteptate ale lui Brâncuș. Nu are vânzări colosale. Au stagnat. Și vă spun și de ce. Într-o discursie care a devenit celebră foarte târziu, privind presoarul de vin, Brâncuș i-a spus lui Marcel Duchamp: se va ajunge într-o zi când nu va mai fi nevoie de critici. Opera spune totul privind-o. Și a apărut de atunci cuvântul vizualitate. Avem astăzi o civilizație vizuală, Brâncuși. E foarte important să se știe. A preluat acest cuvânt că într-o bună zi lucrurile vor fi neinterpretabile, malantendu, rău înțelese, și atunci au lansat amândoi în discuția aia cu un cuvânt care împarte pe artiști în două. Cuvântul este untold, care a fost preluat de un festival de muzică, zgomotos, gălăgios și tot decafonic, vorba gazetarilor. Și la untold, Brâncuș a folosit cuvântul inconcevabil, de neconceput, de nevorbit, de nerostit. Te uiți, iei epifania și pleci. Este uluitor. Astăzi asta trăim. Operele scrise se traduc greu. O idee vizuală ajunge în 2 secunde la Tokyo. O altă idee vizuală merge în Orientul apropiat sau în lumea scandinavă. De aceea, integrarea României în Uniunea Europeană este importantă și să aibă grijă cei care laudă la o cafea sau vorbește despre jefuitorul Traian, care este părintele nostru cuceritor. De îndată ce bădița Traian apare în popor cu plugușorul, cu călătorile, îndrăgostit de o fată din localitatea Celei, la Dunăre, unde el mergea prin somn, tot o treabă cu stafii. Aceste lucruri nu pot fi uitate. Dacă bădița Traian apare în popor, ce intelectual ești tu care vii și îmi spui că Traian a fost jefuitor și tu ești cetățean al Uniunii Europene? E o mâhnire pentru mine. Într-o zi se va afla cine sunt acești intelectuali de mâna a doua, a treia. Ca să închei cu Brâncuș, Marcel Duchamp a mers pe deriziune. A făcut pe un scaun, a fixat o roată de bicicletă. Bicicleta trebuie să se învârtă, scaunul să stea pe loc. Între mobilitate și stativ, încremenire, s-a născut avantgarda și a numit ca expresie, după ce au văzut presoarul de vin, opere gata făcute, sculpturi gata făcute, în frunte cu roata de bicicletă. La bătrânețe, toți acești oameni nu înaintează, rămân în partea neguroasă a spiritului, rămân mai departe derizivi. Apare ca o bășcălie,
o mare parte ironică a operei lor, în timp ce Constantin Brâncuș termină cu dorința de a ridica o coloană arhitecturală pe malul lacului Michigan și îmbătrânește de asemenea cu pasărea măiastră, care este astăzi, după ce a învins la procesul de vamă contra SUA, este astăzi ecuson, blazon, pe pieptul studenților de la Universitatea NASA Aeronautico-Spațială. La Brâncuș, în concluzie, este demiurgic și titanic, fără glumă, fără bășcălii. De aceea, în ultimii ani ai vieții sale, el nu mai răspunde să depună ceva la New York, să depună newyorkezii din operele sale. La New York era Guggenheim, un mare număr de opere. Și fiindcă era bolnav și pentru că nu fusese de acord, toată viața a tăcut, lăsându-i cu avangarda lor, care nu era de mare înălțime. Deci aș vrea ca lumea să înțeleagă. Ei sunt negativi, ăsta este cuvântul popular. Brâncuș este cu Dumnezeu. Este demiurgic, este titanic. În ultimii ani ai vieții sale se fac la New York expoziții cu litere de un metru de Brâncuși to Marcel Duchamp. De la Brâncuș la Marcel Duchamp. De la Brâncuș la Alexandru Calder. Brâncuș băca mereu în față pentru că era cel mai mare. Ajunsese să fie înțeles și iubit, în ciuda expresiei lucrurile vor deveni inconsevabile de nerostit și uneori de nevorbit. Privești, mulțumești la Dumnezeu, ai văzut, mergi mai departe, călătoria vieții tale. De aceea, civilizația, după ce s-a numit a ochiului în timpul vieții lui Brâncuș, în 1970, datorită aparaturilor moderne, devine civilizația imaginii și după 1986, când apar marturile, telefoniile celulare, vorbitul în sân, vă împrișea că omul e nebun. Toate acestea apar după 1986. Deși încă nu venise revoluția, noi vorbim de civilizația audio-vizuală. Până atunci, toate acestea se numesc după revoluție, încoace, și văd aici o întrebare, se numesc audio-vizualul universal. Am înglobat toate bazate pe totuși pe avangardă. Pe lângă avangardă să lansează aparatele de fotografiat germane, totul evoluează pe lângă gânditorii realizați ai avangardei. O altă întrebare de la gazetele vâlcene, poate că am răspuns deja, este dacă Smart și Facebook sunt în sprijinul umanității sau invers. Eu văd cum se neagă unele pe altele, intră în procese. Acum văd că este un proces cu un mare patron al 8-lea bogătaș al Rusiei, care a fost prins la Paris cu lucruri adiacente cu un aer de spionaj electronic. Câtă vreme aceste lucruri merg ca șos și nusoidă în pictură, înainte de a picta, faci foarte multe volute, sunt discutabile. Părerea mea este că lucrurile merg înainte pentru cine le iubește. Chiar acum, întâmplător, am dat de un documentar cu Alain Delon înainte de a muri cu o săptămână. El a spus că primea telefoane.
dar nu a iubit nici o clip primea telefoane pe stativul de odinioară, care e obiect de muzeu. Nu i-a plăcut. El întotdeauna, când este filmat, voia să se fardeze, a fost un bărbat frumos, nu trebuie luat ca o prostituată băgat repede în direct. De acord cu el, fără nicio îndoială. Alain Delon era un om al epocii sale, care când intra în film, se îndrăgosteau femeile de el. Acum zice, vreau să mor cât mai repede. Lumea asta în direct, făcută de Facebook și de alte aparaturi, lumea asta bagă pe om în direct, chelind chiar atunci în timpul filmării. Oh. Cel care a pus întrebările era un picherist celebru. S-a mirat și Alain Delon a repetat. Nu mai sunt la vârsta să trec pe un nou limbaj, pe un nou ABC, mergeți dumneavoastră. Mi s-a părut de o mare înțelepciune ironică. Mai este o întrebare. Două. Un savant american de origine orientală, Ibn Hasan, a numit într-un mod original și scurt postmodernismul ca o prăbușire a genurilor artei, literare și scrise. Și, într-adevăr, începând din 1916, numai Tristan Tzara, poetul nostru, se plânge că lumea fuge către poezie fără rimă, că lumea fuge către vers creat pe loc și nu este adâncită, nu este profundă. De asemenea, în ziarul Liberté, Țara spune că este de neconceput că mor de față cu noi genurile literare. Epopeia, principiile literare, care era sublimul, grotescul, frumosul, toate acestea s-au prăbușit ca o casă veche. Ibn Hasan a mai spus un lucru care a plăcut la toată lumea, de o mare înțelepciune. A spus, în fond, totul este ca ceea ce gândești să fie sincer, autentic și tu să ai noroc să vinzi. Dacă nu ai noroc să vinzi, te sufoci și încetezi ambiția, avansul, călătoria destinului tău. Chestia asta, că fiecare, acum se studiază la cursurile de arhitectură, îmi povestea domnul Ionel Vitoc, se studiază palatele țigănești. În România sunt mai multe. Sunt și în Serbia făcute, în sudul Ungariei. Sunt studiate că nu sunt neserioase, că vin dintr-un trecut al țiganilor și că ei sunt iubitori de lucruri înzorzonate, dantelate, mai mult din tablă și din fier. Nimeni n-a râs. Acum văd, s-a propus demolarea unor palate țigănești în Călățele, la 10 km de Hoedin. Au câștigat procesul. Trebuie să constatăm că Ibn Hasan, în problema cu postmodernismul, a avut dreptate. Poți amesteca, cum am făcut eu, faci din opera literară, romanul, novela, faci un fel de ca la tabla de șah, un fel de mixtură alb-negru, luminos întunecat, cum am găsit la Bram Stoker. Aceste lucruri sunt mai bine văzute, cumpărate de unii și criticate de alții. Nu vom ajunge la gândire monolitică niciodată, câtă vreme este epoca aceasta. Mai este o întrebare.
aș adăuga la această întrebare faptul că lumea a văzut în câteva cazuri un șef anonim care ajunge politic director de județeană de pictură sau de galerie a statului și face avere peste noapte. Acest lucru nu a existat înainte, când totuși era un echilibru între valori. Acum poți să vezi că se dă un premiu mereu la aceeași persoană, pentru că ea, persoana, este prietenă cu șeful guvernului. Aceste lucruri au fost întotdeauna, dar astăzi este prea de tot. Dacă ar trece tranziția aceasta și am deveni noi mai stabili, eu cred că aceste lucruri, micile cârcoteli, găștile, cum le numea Caragiale, elitele mici, unele au devenit organizații non-profit, non-guvernamentale, toate acestea vor dispărea într-o societate stabilă. O altă întrebare minunată care mi se pune este despre viitorul României. Noi am văzut acum un an amenințarea pe care a făcut-o Putin cu privire la bomba atomică. Dacă ea se va întâmpla, este o plângere extraordinară a civilizațiilor care au înaintat până acum. E vorba de marile invenții, călătoriile pe lună, e vorba de lucruri care se crede că sunt în favoarea oamenilor. Desigur că vorbim și despre depoluare, oxidul de carbon, toate acelea. Dacă se mai repetă o bombă atomică sau alta, există și în popor proverbe care spun că vom găsi un Adam și o Evă în altă parte a globului și că lumea, iată un cuvânt străvechi românesc, va odrăsli. Lumea se va înnoi de unde nu crezi. Plecarea africanilor către Orientul apropiat, la Homo sapiensis, se explică printr-o catastrofă. Deci viitorul omenirii este acolo unde este renașterea, Mediterana, marile inovații ale Imperiului Otoman în medicină, în hărțile de geografie. Oameni celebri ai Imperiului Otoman, mari marinari, tot ce a creat omenirea, marea artă rusă, credințele. Pe de o parte spunem că oamenii sunt liberi să creadă în ce vor, pe de altă parte luăm în deriziune alte credințe. Asta văd eu. Omenirea nu se va sfârși niciodată, va suferi cumplit, va începe din nou să crească iarba, va începe din nou o lume a concurențelor, a vorbirii politice, ca să nu mă întorc la Shakespeare, care văzând niște actori certându-se, a spus o vorbă care e plăcută și azi în Parlament. Vorbe, vorbe, vorbe. Puse cu o anumită brutalitate actoricească și dramaturgică. Mai există o întrebare după Revoluția Română din decembrie a început o epocă cu perioade mici, cu generații mici. Îmi amintesc că unii se numeau 90-iști. La 1999 s-a numit 2000-iști. Acum se vorbește despre o epocă a celor care gândesc ce vor și scriu ce vor. Mi s-a povestit de către gazetarii vâlceni că au văzut într-un cenaclu scriindu-se poezie direct pe smart. Am rămas impresionat și mâhnit că așa Alain Delon
pentru faptul că este o sfințenie să te uiți că scrisul cu toc de cerneală, fie pe palimpsest, fie pe hârtie în secolul 20, pe suport de hârtie sau de carton, pe o hârtie colorată, cum era la francez hârtia chamois, pe care am tipărit prima ediție a Iocastei, dispariția manuscrisului văzut ca hârtie vizibilă, pipăibilă și scriitură cu cerneală, ca să simți sângele spirit. Așa spunea William Faulkner. Vreau să miros sângele tiparniței în care se naște o carte. Vreau să spun că evoluția acestei poezii am văzut și înainte de a dispărea Nicolae Manulescu. Poezii fără titlu, poezii fără punctuație, poezii fără susținere, măcar verticală, a unor metafore. Am văzut un roman, va chiar mai multe, în care se vorbește despre România ca despre un sex. Este vorba de poetul Gălățan. N-are mai mult de 40 de ani. O fată din Cluj a scris un roman cu gândul că ea va cuceri piața. Toată lumea va umbla cu romanul ei în sân. Romanul se numește Pizdeț. Eu nu știu dacă dumneavoastră mai știți. Este un cuvânt arhaic, rău, care vorbește despre un sex mic, de copil, de fată. Este îngrozitor. Dacă pe linia asta merge lumea, mie mi-a plăcut ce a spus domnul Cichirdan referitor la Dracula în Carpați, opera mea dramatică pe care a vrut să o pună Peter Wenzel. Domnul Cichirdan a comparat patimile lui Dracula cu principele lui Eugen Barbu. Eugen Barbu este un scriitor de geniu cu multe păcate ca om în viața civilă. Că ar fi fost turnător, că ar fi fost fel și fel de... Pentru că în sărăcia părinților săi, el a făcut școala de milițian. De acolo i s-a tras. Toate bârfelile. Principele este o operă absolut genială despre mentalitățile otomane de pe urmele înaintării civilizației turce în frunte cu împărații. Se numea în viziunea lor Pax Turca, pacea turcească. Toate aceste lucruri au evoluat cu o seriozitate. Citești o cronică otomană despre Vlad Țepeș, să vedeți cum îl admiră. În 1965 s-au făcut două filme la Istanbul despre Vlad Țepeș. I-a fascinat, i-a vrăjit. Ce i-a vrăjit? Este acolo o propoziție a lui Simion Cichirdan, care spune că nebunia lui Vlad Țepeș nu este nebunie, ci este politică renascentistă. Această propoziție a apărut pe clapa coperților, a fost recunoscută de Academia Română. Eu am fost entuziasmat de faptul că nebunia lui a fost respectată și iubită mai târziu. A fost o nebunie în ghilimele. Chiar și când englezii îl preia ca personaj literar. Nu-l ia neapărat ca și când ar fi un om brutal și